Salut, eu sunt Gicu. Astăzi am să vă prezint plantele mele în octombrie 2019. Încă le cresc afară, foarte multe din ele, foarte puține le-am mutat în casă și o duc bine, timpul încă e frumos, e blând, e călduț ziua și cresc bine plantele, s-au dezvoltat mult, că de mult nu v-am arătat și mi-a fost dor să filmez acest video. Și bine, hai să vedem cum arată toate. Puneți-vă un ceai, cafea, video va fi lung. Să începem! Acum începem cu plantele din casă, arborele de cafea. Uitați-vă unde stă. Noaptea deja e rece și lui nu-i place rece, de-aia l-am mutat mai devreme. Și stă aici lângă fereastră, unde a stat și anul trecut, în casă, doar că de data aceasta cu mult mai mare. Eu acum m-am urcat pe scaun ca să-l filmez și uitați-vă, au crescut aici frunze noi. Super, după replantare se simte bine. Însă vom vedea când va înflori. Iată cum arată. Și în vârf aici are crește noi. Vom vedea cum se va simte și mai departe. Aici mai am încă doi arbori de cafea, au crescut și ei, dar nu mult tare. Orhideea care a avut flori galbene, uitați-vă cum arată, super tare. Și crește o frunză nouă. Florile deja au trecut la ea și deja am tăiat-o de aici. Am dorit să o tai de tot, dar mă gândesc, dar poate să crească un chechi și vom vedea, dacă nu, voi tăia de tot. Orhideea cu flori alb, uitați-vă cum arată, super! Tot a crescut o frunză nouă și încă una mică s-a porit și ea la crescut. Orhideea cu flori roz, aceasta încă este mică și până va produce flori va trebui să treacă ceva timp. Și deci aici crește o frunză nouă. Ea are încă puține rădăcini. Aceasta, din păcate, așa arată și a căzut de pe fereastră. Toate orhideele mele au căzut de pe fereastră. A fost un vânt puternic într-o zi și fereastra era deschisă, a împins fereastra. A rupt frunza, dar am tăiat-o, se vede aici cum am tăiat. Și aici crește o frunză nouă, dar mă uit cum crește straniu. Deci vom vedea cum va crește mai departe. Dar va fi tot bine. Arbore de scoțișoară, frumos arată, a crescut bine toată vara. Haide mai aproape un pic. Așa arată acum, super. Frunza aceasta am să o îndepărtez. Zamioculcas, așa arată, țineți minte când am cumpărat planta și v-am prezentat-o. Nu s-a dezvoltat încă, dar vom vedea în continuare. Papaya s-a mai dezvoltat un pic după replantare, a mai crescut puțin. O frunză îngălbenește, asta e normal. Așa arată acum, o duce mai bine. Și vom vedea, sper să nu o pierd. E foarte pretențioasă papaya, să știți. Echeveria, uitați-vă cum arată, super și ea. Mi se pare că am să o schimb într-un ghiveci mai mare. Uitați-vă aici, frunzele acestea uscate le voi îndepărta și o voi planta drept, vezi că stă pe o parte. Deja prea mic acest ghiveci, tocmai abia se ține, se răstoarnă. Violete africane, colecția mea s-a micșorat. Am mai dat și am doar 3 plante, dar e ok, îmi ajung. Arată toate foarte bine acum, însă așteptăm flori. La aceasta deja observăm, vor înflori curând, foarte bine. Aceasta nu are flori, dar va avea în viitor și aceasta la fel. De fapt, uitați-vă, se ascund niște flori după frunze. Iată-le, le-am găsit. Uitați-vă, o plantă mamă de ananas îmi dă un puiete. Iarăși, uitați-vă cât a crescut frumos de tot. Și acesta care l-am plantat în mai, sau când l-am plantat, eu l-am înrădăcinat, primăvara. Uite cât a crescut deja și foarte frumos din anul acesta. Și văd că încă crește, așa că îmi pare foarte bine. Alt ananas mai mare care l-am, îl știți, uite cât a mai crescut el toată vara, frumos. Unde am văzut în margini frunzele uscate, am tăiat din ele, să fie mai frumos. Bananiera ați văzut în video precedent,
Dar aici am să vă arăt bambus care l-am crescut din semințe. Și mă uit eu că se îngroașă, îmi pare foarte bine. Restul tot se duc bine aici. Cresc încet, încet pe timpul ăsta. Mai încet cresc ca vară, că e mai rece, deja nu e vară. Dar aici putem să observăm cum s-a îngroșat un pic la tulpină. Și mă bucur, doresc încă mai mult să se îngroașe, să se facă cât mâna cu timpul, cu anii, vreo câțiva ani. Și apoi va arăta foarte frumos, va fi înalt, mai înalt decât mine, va fi super. Așa că sper să o ducă bine mai departe. Bambusul norocos, cum o mai duce? Să știi că l-am replantat și acum, uite, arată bine și e mai mare. Așa, deci nu este un bambus, dar e drasena. Dar așa îi se spune în lume, bambus norocos. Aduce noroc în casă, planta aceasta. Și arată foarte bine aici. Începem cu plantele de afară și mandarinul meu se simte foarte bine. Are creșteri noi și de dimineață până la miază are rouă, este ceață afară. La plante exotice, tropicale, le place umiditatea, aer umed să fie. Și uitați-vă ce de frumos arată și uitați-vă creșteri noi. Arată viguros, îmi pare foarte bine, însă vom vedea când vor apărea florile. Și până când am să-l cresc afară, până nu se va strica timpul. Un soi de lămâi care se zice că ar rezista până la minus 30 de grade, însă eu nu voi încerca, mă tem să nu-l pierd și denumirea soiului am să-l pun în video, am să-l scriu. Arată destul de bine, normal, până când nu prea a crescut, vom vedea când se va porni mai bine la crescut. Uitați-vă cum are spini în jos. Lămâiul crescut din semințe arată la fel de bine și vedem roua pe frunze. Super arată, ce viguros. Uitați-vă cum arată. Uitați-vă ce spini are lungi dacă e din semințe. Nu e pretențios deloc, uitați-vă de aproape cum arată la frunze și vom vedea cum va crește mai departe. Bilbilgea, nimic schimbări, toată vara nu prea a crescut, are mulți puieți de aia. Da, ce să-i faci? Pot să-i divizez, dar nu am spațiu, îmi pare rău, dar am una divizată aparte. Rest tot duce bine, normal. Super arată. Avocado, uitați-vă ce frumos arată și în vârf uitați-vă frunzele care au crescut acum. Un pic au un fel de culoare roșie, așa, roșietice. Și foarte frumos. Hai și mai aproape un pic. Uitați-vă, super! Și în jos vedeți niște frunzulițe care vor deveni mari cu timpul. Iată de mai departe cum arată. Toată vara a crescut foarte bine aici. Super, nu am cuvinte. Cerimoia care am crescut-o din semințe în această primăvară. Uitați-vă cât a crescut de repede, deja are 40 de centimetri, mă gândesc eu. Și o duce destul de bine. Repede a crescut și trebuie replantată deja. Uitați-vă cum arată frunzele tinere, fragede, super! Pelargonium o duce bine, așteptăm flori, vom vedea când vor fi. În rest, tot normal, ca de obicei. Palmier, care i-am crescut din semințe, curmali. Am avut 3, dar acum am 2 pentru că un palmier i-am dat cuiva, că să am mai puține plante un pic, colecția să nu fie atât de mare. Adică voi avea plante noi și nu voi avea spațiu, mi-ajung 2 palmieri. Și o duc bine, au crescut bine toată vara, super arată ambii. Frunzele deja cresc în altă formă și îmi pare foarte bine. Vom vedea cum vor crește și mai departe. Geranium l-am tăiat de la bază și a dat din nou, deci l-am întinerit și acum așteptăm flori.
Vedem cum arată acum de frumos, cu ramura nouă și asta e. Vom vedea cum se va simte mai departe. Uitați-vă, super! Arată la frunze până când crește afară. Uitați-vă cum am procedat și văd că crește frunze noi. Fructul pasiunii, uitați-vă cum arată acum. Nu a crescut de la ultimul update, când am făcut video special despre fructul pasiunii. Dacă nu ați văzut video, vă las link-ul în colț. Și de atunci nu prea a crescut atât de mult. Uitați-vă cum arată frunzele, așa formă la început aveau și la urmă, cu tot o altă formă, au început a crește și s-a agățat de gard. Iată și al doilea, super plante. Vom vedea când vor înflori, mi-e interesant, să scrieți în comentarii. Un lămâi care l-am înmulțit prin crenguță, uitați-vă o creștere nouă, frunzele nu știu cum prea mici, însă vom vedea mai departe cum va crește. Aici, pe pelargonium, am făcut tăieri de la bază, că deja se uscau și au dat din nod, după cum se vede. Și vor fi frumoase din nou. La fel și în aceste păhăruțe am procedat. Opuntia ficus indica, uitați-vă cât a mai crescut de la ultimul update și uite câte frunze are. Fructul încă este verde? Cum de? Când se va coace? Să scrieți în comentarii. Vara trecută a început a crește fructe. A trecut un an și încă nimic. Ba mai mult de un an. Uitați-vă frunzele de anul acesta cum arată. Super! Câteva plante cu ghivece mici le-am pus aici să nu le dea vântul jos. Și hai să vedem pe rând. Lămâi înmulțit prin crenguță. Arată ok, tot la fel crește subțire, vom vedea mai departe. Aescinantus Mona Lisa, la fel am tăiat de la bază și am întinerit planta, vom vedea cum va crește mai departe. Palmier de apartament o duce foarte bine, uitați-vă cum arată frunzele, superb, și vom vedea când vor fi crește noi. Iată și bilbergia, după cum am spus, care o cresc separat, o duce bine. Poietele am să-l divizez, dar planta mamă nu a crescut din vârf, ceva a putrezit sau ceva gen. Smochinii înmulțiți prin crenguță, uitați-vă cum se dezvoltă foarte bine. Și îmi pare bine că a mers experimentul meu. Așteptăm să crească încă mai mari. Lămâi din semințe înmulțiți prin crenguță. Uitați-vă din semințe cum cresc vigros, nicio problemă n-ai cu ei. Însă nu fructifică degrabă. Calanșoie blasfeldiana cu flori roz aceasta va fi și vom vedea cum va crește. Am pus la starul din nou. Aloe, uitați-vă cum arată, super, crește frumos. Nu a crescut mult, ea crește lent până când. Lămâiul de la un abonat, Sandu Cristian, până când așa arată, după replantare, încă nu s-a pornit atât de rapid să crească, deși timpul ăsta cum nu e pentru ei, ei intră în hibernare, în februarie vor porni la crescut bine, dar acum așa, așteptăm. Și așa arată, super! Deci vom vedea cum se va dezvolta. Rodiu deja și-a pierdut frunzele, dar îl voi ține probabil undeva la rece, iarna, să nu apară frunze din nou, să stea și el în hibernare. Trandafirul japonez sau chinezesc are mai multe denumiri, o duce bine afară, are nevoie să crească afară și probabil va înflori în primăvară, până atunci așteptăm. Frunzele arată ok, îmi pare foarte bine, are nevoie un pic de soare, dar nu să fie puternic. Lumina îi place. Arată bine în cazul meu.
Arborele umbrela o duce destul de bine, a crescut eu cred că un pic toată vara, însă cam puțin. Aici mai aproape vedem cum arată. Probabil a crescut un set de frunze. Și uitați-vă culoarea galben deschis, ce culoare frumoasă, și apoi se transformă în verde închis, mă gândesc eu. Vom vedea cum se va dezvolta mai departe. Crăciuniel care l-au crescut părinții mei, îl cresc afară aici, mai la umbră, nu chiar în soare direct, și o duce bine. În ianuarie va înflori și va fi plin de flori. Acum așa arată. Va începe să producă bobocii de flori curând, prin noiembrie, decembrie, dar se vor deschide în ianuarie, așa că așteptăm până atunci. Acesta l-am înmulțit eu prin butaș de mult și linkul la video am să îl pun în colț. Bine, deci îl vedeți pe canalul meu ultima dată, pentru că l-am dăruit cuiva. Vreau să am mai multe feluri de culori și mai eliberez din plante care am de mai multe. Și asta e. Că știi, orice grădinar are probleme cu spațiu. Crăciunelul gigant așa arată, aici e la lumină, mai multă lumină, și vom vedea când va flori cum va arăta. Probabil au mai crescut ceva frunze noi. Și câteva frunze probabil s-au uscat, a mai fost soare și asta e. Dar arată destul de ok. Crăciunel pe nume nu mă deranja sau șclampâncera truncata, așa arată frunzele un pic roșietce. De la soare, cred eu, sau nu știu, dar o duce bine și a căzut din păcate o nucă peste el și a rupt o frunză. Frunza aia am pus-o în apă la înrădăcinat și observ că începe a produce florile, asta e. Plantele de cala așa arată aici, am să le ud mai des să crească frunzele mai mari și poate vor înflori, așa arată, a crescut o frunză aici. Trebuie să aud cu îngrășământ, poate vor înflori și voi filma dacă vor înflori. Deci creșteri noi sunt. Și aici vedem creșteri noi. Trandafir japonez care îl cresc ca pitic. Frumos, tot se îngroașă și se îngroașă la tulpină. Fisalis crescut din semințe în acest an. Așa arată, a crescut destul de mult după ce l-am separat, l-am plantat în așa ghiveci și are boboci de flori. Sunt foarte curios să văd cum vor fi florile și apoi să vedem fructul când se va face. Este pentru prima dată când va înflori și e super, îmi pare bine. Deci vom vedea mai departe, uite și aici. Boboc de floare. E super când înflorește pentru prima dată o plantă exotică, să zicem așa. Aceasta care o vedeți lăsată în jos, interesant cât va mai crește până se va deschide floarea. Scrieți în comentarii. Calanchoe blasfieldiana, care înflorește în oranj, foarte frumos, le-am înmulțit și uitați-vă cât a crescut și arată la frunze foarte sănătoase. Uitați-vă, și roa pe frunze. Iată, am mai multe aici. Cea din dreapta e de culoare roz, dar aceasta e oranj. Uitați-vă, ce de viguros crește. Iată și pe cea roz. Uitați-vă și aloe cum o duce. A avut floare, dar am tăiat tija deja că au trecut florile. Și acum arată bine. Super, e atât de înaltă și abia se ține în ghiveciul ăla, de aia am legat-o de țava asta. Și crește în sus, crește, crește. Deci vom vedea cum se va simte mai departe. Mustața de aur, am replantat-o și pe ea și foarte frumos crește, uitați-vă ce frunze frumoase acum. Superb, iată, mai de aproape. Ce frunze frumoase și are creșteri noi acum. Vom vedea cum se va simte. Am plantat-o în compost.
Arborele de scorțișoară o duce destul de bine. Am și în casă, dar am și afară, după cum ați văzut, și așa arată. Când va veni timpul mai rece, o voi muta în casă. Din spatele lui, solanum crescut din semințe destul de bine arată acolo. Și așteptăm cu nerăbdare să apară primele flori la solanum. Maranta o duce destul de bine aici la fereastră și când voi muta plantele în casă, pe ea am să mute la fereastră un pic mai departe, că ea nu e pretențioasă la întuneric și nu-i prea place lumină puternică. Și am să pun aici crăciunel. Dar uitați-vă cum arată la frunze, foarte frumoase. A stat de înflorit, am florit până în august, din iunie până în august. Super! Cactuși din semințe de la lin au crescut atât de frumos și deja mari. Super! S-au dezvoltat, uitați-vă! Cât de mari au crescut deja. Uitați-vă, are ceva culoare roșie în vârf. Foarte frumos! Așa îmi pare rău să-i mut în casă. Aici are lumină multă. Cactus saguaro s-a dezvoltat și el binișor și îmi pare bine că s-a pornit un pic. O plantă pe nume String of Pearls s-a dezvoltat încă și ea bine de tot. Uitați-vă cât a crescut și iară crește noi. Foarte frumoasă plantă, uitați-vă mai de aproape, superb! Și așteptăm să crească mai mult. E o plantă suculentă. Fructul dragonului l-am replantat într-un ghiveci puțin mai mare și acum pământul este nou și cred eu că va crește, se va dezvolta bine. Vom vedea. Niște cactus și echinopsis o duc bine aici la mine. Super! Și mai am aici niște cactus, tot echinopsis. Am și sedum care arată destul de bine și uite cum crește și crește încă de la bază. Îmi pare foarte bine. Superb să ai așa plante. Frumoase plante suculente. Și cactusii la fel. Uitați-vă, superb. Sunt de la un abonat, Adrian, aceste suculente. Cactusul ăsta e din semințe de la lin. Ce de frumos, uitați-vă cum crește rotund frumos. Aceștia doi toți sunt de la lin, aceste două ghivece. Cu mamilaria, puiesc de cactus. Și e Echinocereus gentry, iată acesta. Uitați-vă, el încă e mic și a făcut încă mulți puieți prin prejurul lui. Crasula, uitați-vă și ea foarte frumos înflorită. V-am arătat un video special. Vă mai arăt florile aici, tot super, tot frumos. Atât de frumos. Sper să o ducă bine în continuare. Și un cactus care se întinde, uite până unde, cum a crescut. Super, nu am ce spune. Un cactus numai ce l-am replantat, că ghiveciul crăpase. Și am făcut bine. Cactus mamilare aici va înflori la anul, acum se odihnește, înflorește în fiecare an. Iarăși un cactus saguaro, dar că acesta este mai mare un pic, foarte bine se dezvoltă. Arborele de jad, uitați-vă cum arată la frunze acum, se dezvoltă bine, foarte sănătos, strălucesc tocmai, superb. Iată are aici frunze, cresc. S-au pornit bine, eu l-am replantat în primăvară. Planta de gheață la fel de bine o duce și e sănătoasă, crește, noi are, superb. Încă o plantă de gheață și de aici am tăiat și am pus la înmulțit să am mai multe plante de gheață. Mi-e-mi plac așa plante să le am. Încă un cactus, probabil din specia opuntia și arată destul de drăguț. Tot de la un abonat pe nume Adrian, foarte bine. Calanșoi e Daigromantiana, aici are creșteri noi și îmi pare foarte bine. Vom vedea cum se va dezvolta și mai departe, super! Gata pentru acest video, sper ca plantele să crească frumos în continuare. Vom vedea, vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un like, distribuiți acest video, comentați și abonați-vă la canal și dacă doriți, abonați-vă și la canalul Fotografia lui Gicu, căutați pe YouTube. Deci, ne vedem data viitoare, numai bine!